Suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flor pentru tine. Domnul Boris, vă felicităm cu ziua de naștere. Vă urăm mulți ani înainte. Multe bucurii din partea celor dragi. A venit cu o surpriză. Această surpriză este din toată inima și cu mult dor pentru dumneavoastră. Cei care au solicitat-o sunt departe. Dar să știți că mereu sunteți în inima lor și gândul lor le este acasă. Acest buchet de flori este pentru dumneavoastră. Tortă, fructe, șampanie, pentru masa de sărbătoare, pentru toți invitații care astăzi sunt la dumneavoastră. Nu vă întrebăm dacă intuiți, pentru că probabil știți. De la cine? De la copii, de la noror și nepoț. Sunt mai scump la părinți, copii. Cu siguranță cel mai de preț dar și rolul cel mai important în viață sunt copiii și rolul de părinte și bunel. Ei ne-au spus că vă iubesc foarte mult. Sunteți un tată la un milion. Munciți zi și noapte pentru ca lor să le fie bine. Le-ați oferit tot educație și căldură părintească. Astăzi, deși sunt departe, ei se roagă să trăiți mulți ani și să fiți sănătos și norocul să vă însoțească la fiecare pas, iar bucuria împlinirii să vă lumineze fiecare zi. Ne-au spus că sunteți un om foarte muncitor și gospodar în toate și fie ca planurile dumneavoastră care vi le puneți, fie chiar și astăzi, să se îndeplinească mai ușor, iar bucuria, pașii care îi faceți pentru a le îndeplini, să vă aducă împlinire sufletească. Și fie ca în casă să aveți pace și belșug, în inimă să vă fie fericirea, să vă bucurați de copiii dumneavoastră și de nepoți. Această surpriză este din partea feciorului dumneavoastră Vadim, Nora, Marina, scumpii nepoței Vlad și Nicolae. Le spuneți ceva. Vreau să le mulțumesc mult copiilor, nororilor, nepoțiilor, le mulțumesc foarte mult. Au grijă, nu uită de părinți. Le doresc succes în muncă. La nepoței, o spor la învățătură. Și ne așteptăm la vară să ne vedem împreună, în vacanță. Atât. Emoții multe. Alături de dumneavoastră este mămica. Dumneavoastră, îi spuneți orare soțului. Eu îi doresc mult sănătate, mult sănătate și bucurie alături de cei dragi. Atât. Vedem lacrimi în ochii dumneavoastră, cu siguranță sunt de bucurie pentru soțul dumneavoastră și intuim că este și de dor pentru copii și de nepoți. Le mai spuneți un mesaj copiilor? Le vă mulțumesc foarte mult că nu uitați de noi și ne-a ajutat mult. Vă doresc succes în lucru și fericire. Sunt un vecin cu dumneei, sunt foarte muncitori, muncesc din noapte-noapte, sunt vaci, sunt porci, păsări, sute de găini, răzi, curcani, tot cele, muncesc foarte mult. Și au educat și au crescut două copii foarte frumos, au nepoți. Sunt în Mahala foarte oameni buni. Îți doresc, Bore, sănătate, să te bucuri de copii, copiii să aibă o copilărie frumoasă, să crească, să părinții să aibă de la dumneai un ajutor foarte bun și tot așa în continuare. Mulți ani și multă sănătate. O sărbătoare cât mai frumoasă, domnul Boris. Și la mulți ani. Tata e unul în astă lume, mi-o dat viață, mi-o dat nume. Tata-i dragostea și dorul, când își vede în pragă feciorul. Tata-i dragostea și dorul, când își vede în pragă feciorul. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mângâierea. Îi povața bătrânească, din ograda părintească.
vorba spre câteodată, mai avea al nostru tată. Dar măicuța-i făcea semne, plâng la masă să ne cheme. Dar măicuța-i făcea semne, plâng la masă să ne cheme. Tata-i stâmpul și puterea, dojana și mângâierea. Îi povața bătrânească din ograda părintească.